Bună seara, dragii noștri telespectatori! Vă spunem bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Cuvântul care zidește. Iată și în perioada de timp trecută am avut mai mult reluări. De data aceasta avem și un invitat. Este vorba despre Preacucernicul Părinte, conferențiar universitar dr. Constantin Jinga, de la Facultatea de Teologie din Timișoara și preot paroh la Biserica Parohiei Timișoara Fabric Vest, împreună cu care vom discuta pe marginea Evangheliei din această duminică, a treia după Rusalii. Preacucernice Părinte Profesor, mulțumim că ați acceptat să fim împreună în această seară. Mulțumesc și eu pentru invitație și mulțumesc și pentru prilejul acesta de a prelungi puțin mireasma cuvântului scripturistic pe care, din care ne-am împărtășit astăzi la Sfânta Liturghie. E atât de important și de folos pentru noi, socotesc, să nu lăsăm să se încheie lucrurile în mințile și în cugetele noastre odată ce am pășit de pe pragul Sfintelor Biserici în stradă și apoi la casele noastre, și să încercăm să reluăm cumva cuvântul, să ne aducem aminte poate și de predica pe care am ascultat-o la biserică de dimineață. Și e foarte important lucrul acesta, să împlinim un îndemn al Sfinților Părinți până la urmă, care încă din vechime sfătuiau ca credinciosul să rumege textul, cuvântul Sfintei Scripturi, și să și-l improprieze și să încerce să vadă cum poate să-l aplice în viața lui de zi cu zi. Mai ales poate într-o zi asemenea celei de astăzi, când am citit o Evanghelie foarte practică, ca să zic așa, foarte practică, foarte percutantă și care ne oferă într-un fel o rețetă de viață. Din multe puncte de vedere, eu socotesc că este chiar un fel de rețetă a fericirii, Evanghelia de astăzi. Și nu o spun spre niciun fel de laudă, poate mai degrabă ca un îndemn către confrații noștri slujitori. Noi la biserică întotdeauna când ținem cuvântul de învățătură la Sfânta Liturghie, avem obiceiul să și indicăm precis locul care s-a citit din Sfânta Evanghelie și să îndemnăm oamenii ca odată ce merg acasă să ia Biblia din raft sau de unde o țin ei, să deschidă și să mai citească încă o dată ce au auzit la biserică și cumva să cum spuneam mai înainte, să preia puțin și cuvintele pe care le-a spus părintele la predică. Ca și obiceiul de la catedrală dinainte, nu știu dacă acum mai este, ca înainte de rostirea predicii, efectiv, să se recitească Evanghelia din Biblie sau din Noul Testament, ce avea fiecare la îndemână. Și, într-adevăr, Părinte Profesor, că Evanghelia din această duminică, de la Evanghelistul Matei, iată, ne transpune pe un teritoriu care, oarecum, așa cum a zis dumneavoastră, este la îndemâna oricui. Da. Poate că o minune, poate că un alt cuvânt rostit, iată, am avut la un moment dat și rugăciunea arhierească a lui Iisus, un fragment din rugăciunea arhierească a lui Iisus în Duminica 7 după Paști.
și încă altele poate nu sunt așa de la îndemână, cum este, așa cum a zis dumneavoastră, acest fragment din Evanghelia după Matei? Din Evanghelia, da, este, ca să prelungesc cumva obiceiul nostru și aici, este în Evanghelia după Matei, capitolul 6, versetele de la 22 la 33. Foarte, foarte ușor de găsit și este o Evanghelie, îi spunem noi, a grijilor lumești, a grijilor legate de viața aceasta. Aș putea să o recitim puțin și aici. Spune Sfântul Evanghelist Matei așa. Făclia trupului este ochiul, de va fi așadar ochiul tău curat, tot trupul tău va fi luminos. Iar de va fi ochiul tău viclean, tot trupul tău va fi întunecat. Așadar, dacă lumina din tine este întuneric, întunericul cu cât mai mult. Nimeni nu poate să slujească la doi domni, căci sau pe unul îl va urâ și pe celălalt îl va iubi, sau de unul se va ține și pe celălalt îl va disprețui. Nu puteți să slujiți lui Dumnezeu și lui Mamona. De aceea zic vouă, nu vă îngrijiți pentru sufletul vostru, ce veți mânca și ce veți bea, nici pentru trupul vostru, cu ce vă veți îmbrăca. Nu este sufletul mai mult decât hrana și trupul decât îmbrăcămintea? Priviți la păsările cerului, că nu seamănă, nici nu seceră, nici nu adună în hambare și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Nu sunteți voi cu mult mai mult de preț decât ele? Și cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge la statura sa un cot? Și de îmbrăcăminte de ce vă îngrijiți? Luați bine seama la crinii câmpului, cum cresc, nu se ostenesc, nici nu torc. Dar vă zic vouă că nici Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul dintre aceștia. Iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu o îmbracă așa, nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Așadar, nu vă îngrijiți, zicând ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca, căci toate acestea le caută neamurile, că știe Tatăl vostru cel ceresc că aveți trebuință de acestea toate, ci căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și toate acestea se vor adăuga vouă. Nu vă îngrijiți așadar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngriji de ale sale. Ajunge zilei răutatea ei. Iată, câte cuvinte, atâtea sfaturi și îndemnuri practice, povețe, pe care putem să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi și putem să avem încredințarea că dacă am trăit așa, am fi fericiți în adevăratul sens al cuvântului. Sigur că probabil nu ne-am bucurat de, cu ghilimele de rigoare, de satisfacția, de fericirea lumii, dar ne-am bucurat de acea fericire care nu pleacă de la noi niciodată, de fericirea pe care Dumnezeu o dăruiește robilor săi și lucrătorilor săi. Încercam, părinte profesor, în timp ce citea, să mă transpun într-o ipostază a unui om care poate că nu este așa de obișnuit cu limbajul, eu știu, Bibliei, nu este un așa de adânc stăruitor în viața duhovnicească, și care ar auzi, intrând în biserică de dimineață sau citind, oricând, deschizând paginile Scripturii, auzind aceste îndemnuri. Nu vă îngrijiți pentru cutare, pentru cutare, pentru cutare. Și ce ar zice un om, deci, care n-ar fi atât de obișnuit cu toate acestea pe care le-am enumerat mai înainte? Din experiența, ca să zic așa, întâlnirilor pastorale, chiar de la biserică, reacția și situația pe care ați evocat-o nu este deloc ipotetică, este reală și se întâmplă de foarte multe ori să intre oameni în biserică, să audă aceste cuvinte și să fie contrariați de ele. Pentru că ele par a îndemna la pasivitate, par a îndemna la nepăsare, par a îndemna la inconștiență, chiar, nu? Sigur. Că putem să ne întrebăm, na bun, atunci ce facem? Nu mai facem nimic? Ce să facem, da. Nu mai facem nimic, nu mai mergem la serviciu, nu ne mai căutăm
nu mai mergem nici măcar până la magazin să ne cumpărăm de alegorii, pentru că știe Dumnezeu că avem nevoie de ele și trebuie să apară de undeva. Nu? E minunat atunci când contrarierea aceasta este atât de mare încât omul respectiv vine și încearcă să vorbească cu tine. Și acesta este, de fapt, un prim pas pe care un astfel de om poate să-l facă înspre propriul său suflet, în realitate, și înspre descoperirea de sine. Foarte multe dintre cuvintele Sfintei Scripturi au exact acest dar de a te șoca, de a te contraria, de a-ți arăta că viața duhovnicească este, de fapt, ceva dincolo de lumea aceasta și că este mai importantă decât lumea aceasta. Și atunci, sigur că pentru un om care e obișnuit să trăiască în cele ale lumii, toate aceste cuvinte sunt șocante. Sunt șocante și au efectul unei curentări a conștiinței, care produce o reacție. Iar această reacție, sigur că într-o primă fază poate să fie una de respingere. Însă sămânța acestui cuvânt rămâne. Sămânța acestui cuvânt rămâne și lucrează și uneori nu-i dă pace omului aceluia. Nu-i dă pace până în momentul în care ceva se întâmplă și vine înspre Sfânta Biserică sau cine știe cum are grijă Dumnezeu, poartă de grijă, cum ne poartă de grijă fiecăruia dintre noi, îi poartă de grijă și unui astfel de om, astfel încât încetul, cu încetul, cu încetul, cu încetul să ajungă la, poate, la înțelegerea acestor cuvinte. Și acum, sigur că dacă ne-am imagina un astfel de om venind la biserică și întrebând, părinte, ce-i cu îndemnurile astea? Învățătorul e bun, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Până acolo, un astfel de om nu se gândește la viața de veci, se gândește la cei cu cuvintele acestea pe care le-ai citit aici și tu îndemni oamenii să fie pasivi, să fie inconștienți și uite, de-aia este rău în lume, nu? Da, sigur. Și sigur că într-o astfel de convorbire, poate primul lucru pe care ar trebui să-l spunem și să-l înțelegem este că aceste cuvinte sunt de fapt un fragment. Este un fragment care trebuie înțeles în contextul mare al Sfintei Scripturi și ar trebui să-i vorbim unui astfel de om despre felul cum Mântuitorul Hristos la un moment dat se așează pe o colină de deal, păi era un deal, și ține o predică oamenilor. Este așa, de la practic fragmentul acesta face parte din predica de pe munte. Din predica de pe munte care se întinde în Evanghelia după Matei de la capitolul 5 până la capitolul 7. Și e, dacă ne uităm cu atenție la el, așa, avem ca o imagine, ne închipuim predica de pe munte ca un tablou grafic, așa, ca o imagine, cum spuneam mai înainte, acest fragment este chiar în mijlocul predicii de pe munte și, într-un fel, eu cred că ne oferă cheia de a înțelege această predică de pe munte. Iar această cheie este în versetele 27, 28 și 29, unde spune: cine dintre voi, îngrijindu-se, poate să adauge la statura sa un cot? Și după aceea dă exemplul acela atât de frumos și atât de des citat cu crinii câmpului și cu iarba câmpului. Și dintre acestea, crinii câmpului, poate e ușor să înțelegem această comparație. Adică Dumnezeu are grijă de crinii câmpului, ei sunt atât de frumoși și atât de plăcut mirositori, cresc spontan, fără să depună absolut niciun efort. Și face comparația aceea că nici Solomon în toată slava lui nu era așa de frumos împodobit cum sunt crinii câmpului. După care dă un exemplu, crinii câmpului, dacă vreți, sunt poate una dintre cele mai frumoase flori care cresc pe câmp. Da? După care merge la cea mai umilă plantă care crește pe câmp, iarba. Iarba. Și spune foarte interesant, iar dacă iarba câmpului, care astăzi este și mâine se aruncă în cuptor, Dumnezeu îmbracă așa, nu cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor. Și aici am putea să ne gândim, cum îmbracă? De ce spune îmbracă Dumnezeu iarba câmpului? Că nu-i îmbrăcată cu nimic. Sigur. E
un fir verde care iasă din pământ, atâta tot. Și sigur că accentul este pus și pe efemeritatea aceasta, că spunea că astăzi crește și mâine este aruncată în foc, pentru că în Palestina biblică, în Israel, iarba, într-adevăr, mai ales în perioadele de căldură foarte mare, se uscă foarte repede. Însă accentuează această îmbrăcăminte a ierbii și aici sigur că sunt dintre părinții bisericii care s-au ocupat, s-au aplecat asupra acestui fragment și după aceea cuvântul acesta a dat de furcă și unor filozofi și semioticieni și lingviști ulterior. Pentru că aici se vorbește despre cuvânt, iarbă este cuvânt și îmbrăcămintea acestui cuvânt, de fapt. Și arată cum conceptul, dacă vreți, are o înfățișare atât de frumoasă, chiar dacă este efemeră, și totuși este util, are sens. Și de ce spuneam că aici este cheia? Pentru că dacă ne uităm în ansamblu la predica de pe munte, ea începe în capitolul 5 cu fericirile. După care, iar fericirile acelea vorbesc exact despre ce spuneam mai înainte. Sunt o rețetă. Toți oamenii, ce vor toți oamenii? Toți oamenii vrem să fim fericiți pe pământ. Ei bine, iată, aici ni se spune exact ce trebuie să facem ca să fim fericiți pe pământ. Și acum, sigur că nu o să mă apuc să detaliez predica de pe munte. Însă, primul lucru pe care îl spune, fericiți sunt cei săraci cu Duhul. Și ăsta este deja un alt loc în care ne poticnim, nu? Da, așa este. Pentru că asociem sărăcia cu Duhul, cu simplitatea minții, cu incapacitatea de a gândi, cu... Dacă vine neștiință, neputință. Cu neștiință, da. Cu neputință. Dacă vine acel om de pe stradă și mă întreabă, ce îmi spune, părinte, asta înseamnă că trebuie să fiu prost ca să moștenesc împărăția cerurilor? Nu. Nu. Evident că aici sărăcia cu Duhul se referă la începutul a ceea ce înseamnă să fiu fericit. Adică eu trebuie să fiu, ca om, sunt conștient că sunt sărac cu Duhul lui Dumnezeu. De referința este la Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, fiind conștient că sunt sărac cu Duhul, că sunt departe de Dumnezeu, care este Duh, da? Încep să depun eforturi pentru, nu pentru ca să mă îmbogățesc, dar mă pun într-o relație, cum să spun, mă pun într-o relație vie cu Dumnezeu. Recunosc că sunt dependent de Dumnezeu. Recunosc că sunt dependent de prezența Duhului în mine. E ca și cum aș, gândiți-vă că e ca și cum aș spune, ca și cum aș respira până la urmă. De aceea, vedeți, de aceea mulți dintre părinți compară și spun că rugăciunea ar trebui să fie ca respirație și să fie lipită cumva de respirație. Pot să spun același lucru, eu sunt sărac de aer. Și sunt fericit pentru că sunt sărac de aer, pentru că știind că sunt sărac de aer, corpul meu respiră și în felul ăsta trăiesc. Ei, dacă transpunem această conștiință în relația mea cu Dumnezeu și gândesc că eu sunt sărac de Dumnezeu, de fapt, da? Și atunci trebuie să mă raportez la Dumnezeu exact așa cum respir. În fiecare clipă a vieții mele, eu trebuie să-L respir pe Dumnezeu și să mă țin de Dumnezeu, adică să mă împărtășesc din El. Asta este părtășia din Dumnezeu, nu? Și după aceea, deci după ce încheie, și o să, poate o să revenim asupra acestui aspect, după ce încheie secțiunea aceasta a fericirilor, imediat sunt două recomandări pentru creștini, pentru ucenici la vremea respectivă. Le spune, voi sunteți sarea pământului și lumina lumii. Da? Și vedeți că și pasajul pe care l-am început noi astăzi începe exact cu lumina și cu ochiul. Sofoclia trupului este ochiul. Ochi, nu? Da. Ori aici sunt două componente foarte importante a ce înseamnă să fii ucenic, ce înseamnă să fii următor al lui Hristos, ce înseamnă să fii un om care știe că este sărac cu Duhul și de aceea se ține de Duhul. Nu vrea să piardă Duhul, da? Ori cum trebuie să fie până la urmă ucenicul, creștinul? Să fie ca sarea, ne gândim ce face sarea. În primul rând, în mintea noastră, sarea dă gust, gust. Mâncării, da? Potențează gustul din mâncare, însă în același timp și conservă. Pe de o parte, pe de altă parte, lumina ce face? Lumina ne ajută să vedem. Lumina ne ajută să vedem și de aici înainte ne ajută să cunoaștem, ne ajută să ne orientăm și așa mai departe. Asta trebuie să fie până la urmă un om credincios.
un creștin, un ucenic al lui Hristos, da? Unul care să potențeze frumosul acestei lumi, să păstreze într-un fel cuvântul lui Dumnezeu, legea lui Dumnezeu, raționalitatea, firescul, logosul, da? Însă în același timp să fie și o lumină pentru alții, pentru ca și alții să poată să cunoască. Ei, și în predica de pe munte, după aceea, de aici încolo, vin tot felul de îndemnuri. Cum facem, cum ar trebui să procedăm ca să ajungem la această stare? Adică să fim sarea pământului și lumina lumii. Primul lucru pe care îi învață Mântuitorul pe ucenicii, cei care ascultau acolo, sigur, îi învață despre cum să interiorizeze legea. Sunt mai multe pasaje despre cum ar trebui aplicată legea. Apoi sunt tot felul de sfaturi practice și la un moment dat apare și acest pasaj pe care l-am citit astăzi în Sfintele noastre biserici și ne ciocnim de cuvântul acesta: cine poate să adauge la starea lui un cot? Da? Nimeni. Nu putem să adăugăm, oricât ne-am îngrijit, la starea noastră un cot. Sigur că trăim în secolul 21 și sunt multe lucruri pe care putem să le facem acum, poate și să creștem în înălțime. Poate chiar cu un cot care era destul de mare, mai complicat. Nu, dar cu câțiva... Da, poate cu câțiva centimetri, da. Centimetri s-ar putea. Ei, dar vedeți, nu putem să adăugăm la starea noastră un cot în mod normal, firesc, da? Nimeni nu poate să adauge îngrijindu-se la starea lui un cot. Este o pledoarie pentru firesc, pentru acceptarea normalității, a umanității, a stării în care mă găsesc eu în momentul acesta, da? Nu sunt nici bun, nici rău. Sunt așa cum am ajuns acum. Adică e foarte important să recunosc această stare în care mă găsesc. Cum spuneam mai înainte, este o pledoarie pentru firesc, este o pledoarie pentru normalitate, este o pledoarie pentru uman, pentru a fi om în adevăratul sens al cuvântului, după care, sigur că mai urmează un set de sfaturi și, în final, predica de pe munte, la capitolul 7, se încheie foarte interesant cu o comparație legată de omul înțelept care își construiește casa pe stâncă și omul neînțelept care își construiește casa pe nisip. Și, vedeți, avem exact ca la iarbă, că vă spuneam mai înainte, că avem cuvântul, conceptul și îmbrăcămintea, da? Și în predica de pe munte avem conceptul, adică cum trebuie să fim, iar acest cum trebuie să fim are o casă în final, da? Are o casă în final, avem și interiorul și avem și exteriorul. Și este ca și cum Mântuitorul prezintă ucenicilor săi în predica de pe munte și implicit nouă prin mărturia lor, bucuria aceasta de a fi, în primul și în primul rând, de a ne recunoaște, m-aș feri de cuvântul ăsta, dependență. Noi toți vrem să fim independenți în ziua de astăzi. Eu l-aș înlocui cu cuvântul părtășie. Pentru că părtășia ne leagă mai profund, indică legătura noastră mult mai profundă cu Dumnezeu. Iar din această părtășie cu Dumnezeu, fiind părtași la viața Lui, putem să trăim fericiți în lumea asta și în lumea cealaltă și în viața veșnică și în același timp putem să avem încredințarea că ne-am construit pe noi înșine exact așa cum un om înțelept își construiește casa pe stâncă, nu își construiește casa pe nisip. Casa care este construită pe stâncă, atunci când vine valul, rezistă. E trainică. Rezistă, este trainică. Când vine ispita peste noi, dacă avem o astfel de concepție de viață, cum este ea împărtășită în predica de pe munte, putem fi siguri că rezistăm ispitei. Dacă nu avem o astfel de viață, atunci nu vom rezista ispitei. Nu prea avem cum să rezistăm ispitei, pentru că noi încercăm, exact cum spuneam, cum citeam mai înainte din Sfânta Evanghelie, încercăm să-i slujim și lui Dumnezeu și lui Mamona. Iar lucrul acesta nu este puțin. Să fim și noi credem că putem să fim și cu unul și cu altul. Aici ni se spune că nu poți să fii și cu unul și cu altul, că dacă încerci să faci asta, nu ești nici cu unul, nici cu altul. Nici cu altul. Și atunci, da, într-adevăr, suntem căldicei și exact cum spune Sfântul Ioan, autorul Evangheliste, Apocalipsei, suntem scuipați
afară, din gura celui care vorbește, a fiului omului. Însă, vedeți, aș reveni la imaginea aceasta așa foarte, foarte interesantă a părtășiei, pentru că dacă nu conștientizăm că până la urmă totul pornește de la a ne asuma sărăcia cu Duhul și a încerca să fim părtași la viața Duhului, pentru că, repet, încă o dată, asta înseamnă de fapt și de a ne raporta la Dumnezeu, așa cum ne raportăm la aerul din jurul nostru, adică îl respirăm tot timpul, da? Devenim într-adevăr independenți. Devenim independenți și avem impresia că ne-am câștigat un fel de libertate în raport cu Dumnezeu și că de aici înainte suntem stăpâni pe viața noastră și suntem, noi ne croim fericirea în viața asta. Ori ceea ce se întâmplă în momentul în care începem să gândim așa și să fim cât se poate de sinceri și de onești, majoritatea dintre noi așa gândim, chiar dacă, și lucrul acesta mi se pare că este cu atât mai periculos cu cât este asumat de foarte multe ori de noi, de oamenii bisericii și chiar de credincioșii care vin la Sfânta Biserică și într-o astfel de situare, noi nu ne mai trăim credința noastră ca viață în Hristos, ci ajungem să ne trăim credința noastră ca un eveniment de duminică. Merg duminica la biserică, țin rânduielile bisericești, țin post, mă spovedesc, merg în pelerinaje, fac toate lucrurile acestea care trebuie făcute din punct de vedere religios, bisericesc și așa mai departe, dar nu am parte la viața în Hristos, pentru că mi le asum, fac toate lucrurile astea, de ce? Ca să meargă mie bine în viață. Da? Mă duc să mă spovedesc ca să meargă bine, ca să, eu știu, cum e acum perioada aceasta, că au fost bacalaureat, examene și așa mai departe, și au fost foarte mulți părinți care au venit la biserică și s-au rugat și ne-au cerut nouă să ne rugăm pentru ei, ca să copiii să treacă cu bine examenele care le stăteau lor înainte, nu? Și sigur că noi ne-am rugat împreună cu ei. Foarte puțin dintre cei care au venit și ne-au cerut să ne rugăm pentru copii s-au mai întors după aia, hai să mai și mulțumim lui Dumnezeu. Să-i mai și mulțumim lui Dumnezeu acum, dar chiar și această atitudine este bună până la un punct. Dar în măsura în care eu subordonez viața mea religioasă intereselor mele sau rețetei mele, imaginii mele despre ce înseamnă fericirea pe acest pământ, nu sunt în postura acelui sărac cu Duhul, care știe că este dependent de Dumnezeu și care se lasă în mâinile lui Dumnezeu, mergând totuși la examen și încercând să învățând pentru examen. Mai avem și această categorie de studenți, în special, am întâlnit și, din păcate, probabil că o să mai întâlnim și frăția voastră cu siguranță, care nu învață la examene, dar vin să se roage, sperând că cine știe ce minune se va întâmpla. Să-l roage pe preot să citească, zice, părinte, da. Citiți? Da, păi, da. După aceea, că după ce n-a luat examenul, zice, eu am citit, dar tu n-ai da, citit. Da, da, nu? Exact. Să mai fi citit și tu. Câte ceva măcar, păi, da. Ei, și cum spuneam, este această autodeclararea libertății față de Dumnezeu. Mă consider independent, mă consider liber. Iar în momentul în care mă consider liber, consider că pot să-mi croiesc fericirea după o rețetă a mea, personală. Adică ce consider eu că este cum este fericirea în lumea asta? Din ce este alcătuită imaginea unui om fericit? Pe care oameni fericiți îi vedem în viața noastră? Sau cum arată oamenii care sunt fericiți? Iar, din păcate, în vremurile pe care le trăim... Deci, cred că vă referiți inclusiv la modele? Sau... Da, la modele. Sigur că da. Pe de o parte la modele, pe de altă parte, cum spuneam, în lumea în care trăim, rețetele acestea de fericiri apar foarte mult mărturisite, cu ghilimele de rigoare, pe rețelele de socializare. Sunt deja studii foarte interesante făcute pe această temă legat de ce postează oamenii
pe, nu știu, pe Facebook, pe Instagram, pe TikTok, pe unde mai, nici nu mai știu ce rețele de socializare sunt acum, câte ori mai fi, da? Și e limpede că acolo fiecare postează elemente selectate din viața lui care construiesc imaginea unui om fericit. Postează fotografii și după aceea se uită să vadă dacă a primit like-uri, ador și așa mai departe. Și chiar în ultima vreme, stând de vorbă cu oameni tineri și din păcate și mai puțin tineri, am constatat că oamenii au ajuns să se certe între ei pentru că nu mi-ai dat like la nu știu ce poză și eu ți-am dat like la poza aia și asta înseamnă că tu nu mă urmărești pe rețeaua de socializare respectivă și de aici iată ce dramă. Iată ce dramă că s-au stricat prietenii pe acest gen de motive. Dar avem aceste rețete ale fericirii care sunt prezentate pe rețelele de socializare. Și atunci, sigur că eu, dacă îmi caut un model de fericire în lumea aceasta și sunt în același timp un consumator de astfel de postări, atunci voi încerca să reproduc ceea ce văd acolo în viața mea. Și aici intervine o dramă destul de dură, pentru că până în momentul în care ajungem să realizăm că ceea ce vedem acolo este o selecție a unei realități, deci este o minciună, pentru că adevărul spus pe jumătate, tot minciună. Și este o realitate este. Care ni se prezintă sau despre care am vrea noi să știm și să cunoaștem ca fiind o realitate aproape da. Perfectă a vieții oamenilor respectivi. Și care e departe de a fi perfectă. Sigur. Da. Intru eu într-o stare de frustrare. Adică ajung să fiu frustrat pentru că eu nu pot să fiu ca acolo, cum văd acolo, ajung să fac și eu tot felul de fotografii sau tot felul de giumbușlucri. Gândiți-vă că sunt oameni care trăiesc pentru ca să posteze. Adică fac lucruri pentru ca să poată să facă poze și pentru ca să poată să le pună pe astfel de rețele de socializare. Adică sensul vieții acelui om nu mai este să zicem să te duci la mare sau să te duci la munte sau eu știu și să te simți bine acolo pur și simplu, să te odihnești, că ești în vacanță, că ești în concediu, să stai de vorbă cu prietenii, să înoți, să te cațări pe munte, să bei o bere, să lucrurile acestea pe care sunt normale și sunt firești, care țin de umanitatea noastră, despre care ne vorbește Sfânta Scriptură, da? Nu le mai face de bucuria lor, ci le face pentru ca să poată să-și facă poză și să o pună acolo pe rețeaua de socializare și după aia să urmărească să vadă dacă a primit like-uri. Câte like-uri are. Câte like-uri are. Și vedeți, în momentul în care am depus atâta efort și nu primesc numărul de like-uri pe care îl așteptam, evident că mă simt frustrat. Evident că mă simt frustrat, evident că sunt nefericit, evident că, indiferent de cât reușesc să acumulez în viața asta, întotdeauna vor fi oameni care vor avea mașini mai bune decât mine, haine mai frumoase decât mine, eu știu, enumerați orice altceva. Mai... Vor ajunge în destinații în care eu nu pot să ajung. Da, da. Și atunci eu voi fi permanent nefericit, pe de o parte. Pe de altă parte, pornind poate chiar înainte de toate lucrurile astea și păstrând imaginea omului credincios care vine la biserică, relația mea cu Dumnezeu devine o relație mult sărăcită și mult împuținată, pentru că eu nu-L mă mai raportez la Dumnezeu ca la sursa vieții mele. Eu nu-L mai respir pe Dumnezeu, eu nu mai am părtășie în viața lui Dumnezeu. Ci pentru mine Dumnezeu este acel instrument care mă ajută să obțin like-uri în ultima instanță. Și atunci, sigur că raportarea mea la Dumnezeu este una profund viciată. Nu este nulă, dar este foarte împuținată, este foarte săracă și în ultima instanță este falsă. În ultima instanță este falsă. Și asta pe de o parte. Pe de altă parte, la toate frustrările astea care ajung să mă încolțească, eu încep să răspund. Încep să răspund cu tot felul de, îi spun psihologi, astăzi mecanisme de coping. Adică încerc să le gestionez, ca să zic așa, sub o formă sau alta,
dar le gestionez după capul meu, nu după cuvântul Sfintei Scripturii. Și când le gestionez după capul meu, de fapt nu le gestionez nici după capul meu, ci tot din ceea ce văd pe rețele de socializare sau în seriale sau eu știu ce mai consumăm noi în ziua de astăzi. Iar aceste eforturi ale mele de a gestiona, astea sunt păcatele, de fapt. Astea sunt păcatele, de fapt, pentru că ajung să-mi transform în primul rând viața mea într-o minciună. Și de aici încolo toate celelalte. Eu nu mai am la dispoziție suportul acesta duhovnicesc și psihic, nu în ultimul rând, pe care mi-l dă un cuvânt așa de puternic cum este cel din Evanghelia după Matei, capitolul 6, începând cu versetul 22. Eu nu mă mai întemeiesc pe această stâncă. Da? Casa vieții mele nu este întemeiată pe stânca cuvântului biblic, ci este întemeiată pe nisipul mișcător al rețelelor de socializare. Și atunci, sigur că în momentul când vine o încercare peste mine, eu mă sfărâm, nu rezistă. Eșafodajul pe care mi-l construiesc eu nu are cum să reziste în fața unei încercări, în fața unui val din acesta care vine și nu-mi pune la încercare, mă mătură, de fapt, pur și simplu. Gândiți-vă că un astfel de cuvânt ca asemenea celui de astăzi din Sfânta Evanghelie, care pornește de la ideea de firesc, pur și simplu, și de la lucrurile, îmi indică lucrurile care trebuie să mă îngrijoreze sau să mă îngrijesc, să le cultiv, și cele care n-ar trebui să mă îngrijoreze chiar așa de mult, pentru că dacă Dumnezeu are grijă de iarba câmpului, care e efemeră, cu atât mai mult va avea grijă de mine, nu? De câte ori spune, am citit, cu atât, dacă de acele are grijă Dumnezeu, cu atât mai mult de voi. Atât de câte ori spune în cuvântul de astăzi, cu atât mai mult de voi, cu atât mai mult de voi, cu atât mai mult de voi, pentru că voi sunteți mai de preț pentru Dumnezeu decât crimnii câmpului, decât iarba pământului, nu? Ori, vedeți, noi în momentul în care nu avem, ne desprindem din părtășia aceasta de Dumnezeu, da? În momentul acela, eu mă consider că de acum înainte eu trebuie să am grijă de mine. Și problema este că ajung, după cum vedem în viața de zi cu zi, ajung că de foarte multe ori eu nu mai dau doi bani pe mine însumi. Nu mă mai respect pe mine. Nu mai știu cine sunt. Îmi pierd demnitatea. Și cum spuneam, nu mă mai prețuiesc. Și chiar și așa, ajung ca Dumnezeu să mă prețuiască pe mine mult mai mult decât mă prețuiesc eu însumi. Și totuși sunt foarte de grijă în continuare. Și vedeți, în tot ansamblul acesta, cred că un astfel de om, ca să revenim, care ar intra așa în biserică și ar spune: ce mă înveți tu acolo pe mine, părinte, și ce ai citit tu din cartea aia, ne înveți tu pe noi să fim inconștienți în lumea asta, poate l-ar pune pe gânduri. Poate l-ar pune pe gânduri astfel de perspectivă și un astfel de mod de gândire și, uite, poate am extinde, dacă tot am plecat de la biserică unde am citit capitolul 6, de la versetul 22 la versetul 33, poate noi îndemnăm astăzi, pentru că suntem la televizor, ca cei care ne ascultă să citească toată predica de pe munte, deci Matei capitolul 5 până la capitolul 7. Sigur, da. Ar fi bine, și pentru că la început ați menționat, am zis de mai multe ori lucrul acesta, că ar fi chiar foarte bine dacă cei care ne urmăresc, în momentul în care noi vorbim despre textul unei evanghelii dintr-o duminică sau alta, să ia efectiv, cum a zis, din raft, sau în cazul fericit de pe masă, de pe noptieră, da, nu? Să ia Sfânta Scriptură, Noul Testament, și să ne urmărească. Mie mi s-a părut că din ceea ce ați prezentat și mai devreme, am avea, eu așa cel puțin am văzut, că am avea, dacă am ține teoretic în două mâini, să zicem, în cele două mâini, dacă am ține textul cum l-aveți dumneavoastră deschis din Noul Testament, și un telefon sau un laptop sau ceva de pe care urmărim o rețea de socializare, am avea practic două concepții de viață, două opțiuni. Da. Iată, depinde la care dintre ele, nu doar că ne uităm, ci ne și raportăm. Pentru că
ceea ce a zis dumneavoastră, ați fost foarte în profunzime când ați observat că, într-adevăr, majoritatea credincioșilor noștri, din păcate, se raportează oarecum nu atât de profund, nu atât de în duh, la cuvântul Scripturii, la ceea ce propovăduiește biserica și, cum ați zis, se socotește că dacă m-am dus acolo o oră jumătate, nu, duminica, și țin posturile și mă rog dimineața și seara, iată, sunt undeva, sigur, sunt pe o cale și încă destul de înaintați, însă nu este totul. Nu este totul și nu este suficient. Este, pe de o parte, este un bun început. Pe de altă parte, da, este locul unde vin să mă odihnesc și să mă hrănesc în același timp. Și cu câștigul acesta pe care l-am participând la Sfintele Slujbe și cu ajutorul și cu mila lui Dumnezeu, primind și trupul și sângele Domnului, adică apropiindu-ne și de Sfântul Potir prin taina Sfintei Împărtășanii, prin taina Sfintei Spovedanii și după aceea pentru ca să ne putem împărtăși cu folos, să putem pleca cu sufletul și cu mintea treze de la biserică și totodată și cu acea putere duhovnicească de a ne prețui comoara pe care am primit-o, atât prin cuvânt, cât și prin rugăciune, cât și prin cântare, cât și prin împărtășire. Și multă lume vorbește nu despre starea aceea, despre starea aceea sufletească pe care o ai când pășești afară din biserică după Sfânta Liturghie. Multă lume, mai ales după ce primesc Sfânta Împărtășanie, mărturisesc despre această stare de curăție și de pace interioară, de putere pe care nu și-o pot explica. Sau după spovedanie, când se ridică și parcă putesc. Da, de ușurătate a sufletului. Dar care la un moment dat, oare de ce dispar? Vedeți, este exact ca acea prezență a Duhului pe care o simți uneori fizic și la un moment dat simți că a plecat de la tine, că nu mai este. Și ăsta cred că este un punct foarte interesant de conștientizare, pentru că după aceea, dacă încerci să, cum zicem noi, încerci să dai un pic filmul înapoi și să te gândești oare când m-a părăsit starea aceea pe care o aveam. Și dacă ai reușit să identifici momentul, iarăși, următoarea întrebare ar fi, oare de ce m-a părăsit? Da, sigur. Oare ce-am făcut în momentul ăla? Ce-am gândit în momentul ăla de m-a părăsit? Da? Și punându-ne astfel de întrebări, și asta este cercetarea de sine duhovnicească, și vedeți că sărăcia cu Duhul și setea de Duhul pornește în primul și în primul rând de la a conștientiza că Duhul este prezent. Și că nu este o prezență abstractă. Nu este o prezență teoretică. Nu este, ca așa zice Părintele sau ca așa am citit în nu știu ce carte. Este o prezență fizică. Noi simțim fizic prezența Duhului. Nu o simțim metaforic. Nu este o metaforă această prezență. Și în momentul în care sesizezi prezența asta și după aceea sesizezi dispariția ei, atunci poți să spui că încep să înțeleg cum stau lucrurile cu sărăcia cu Duhul. Atunci încep să înțeleg lucrul ăsta. Adică, în primul rând, încep să înțeleg realitatea sărăciei cu Duhul și după care devin interesat, devin foarte curios de lucrurile acestea. Nu? Devin foarte atent la lucrurile acestea și primesc cumva imboldul, puterea aia de a merge din nou, de a-mi căuta din nou Părintele Duhovnicesc pentru ca să vorbesc cu el despre asta și pentru ca să pot să mă împărtășesc din nou. Pentru ca să am din nou experiența prezenței Duhului și a pierderii lui. Deocamdată. Da? Și conștientizând din ce în ce mai mult momentul pierderii Duhului, înțeleg realitatea sărăciei cu Duhul. Și înțeleg de ce momentul în care eu pot să spun sunt sărac cu Duhul,
lucrul ăsta mă conduce de fapt înspre fericire. Dacă organismul meu nu ar fi conștient că are nevoie de aer, eu n-aș respira și aș muri. Gândiți-vă că asta se întâmplă cu noi când nu ne conștientizăm sărăcia cu Duhul și nu respirăm. Nu-L respirăm pe Dumnezeu. Nu ne împărtășim din Duhul. Murim sufletește. Sigur că sufletul este nemuritor și nu este o moarte asemenea ca moartea sufletului. Dar are loc acea slăbire, acea împuținare a lui. Nu? Acea diminuare a conștiinței și toate lucrurile astea se văd în primul și în primul rând în plan mental, ca să zic așa, adică din felul în care gândim, din felul în care ne ierarhizăm cumva așezarea noastră în lumea asta, principiile, prioritățile noastre în lumea aceasta. Exact, da. Sigur. Adică e firesc ca în momentul în care, deci gândiți-vă că un om care este foarte preocupat de grijile acestei lumi, este foarte prins în tot ceea ce se întâmplă această lume, ei, un astfel de om, da, toate, gândiți-vă că toate lucrurile acestea sunt simptome ale unei slăbiciuni în partea cealaltă, în partea duhovnicească. Nu când vrem să fim siguri că totul se întâmplă așa cum vrem noi, că ne facem plan pe 5 ani, cincinal, ce o să se întâmple. Noi știm exact ce o să se întâmple în 2027 și dacă nu se întâmplă așa în 12 iulie 2027, o să fie tragic, adică o să ne simțim frustrați că nu s-a întâmplat cum am planuit noi. Nu? Nu reușesc să mă duc în concediu nu știu unde, să-mi cumpăr nu știu ce. Iarăși, sunt frustrat, pentru că fericirea mea depindea de lucrul ăla. Nu? Toate acestea sunt simptome, într-adevăr, ale sărăciei cu Duhul, dar pe care, vedeți, e nevoie ca Mântuitorul Hristos să ne aducă aminte că, frate, când te simți sărac cu Duhul, înseamnă că ești fericit. De ce ești fericit? Pentru că de-abia în momentul ăla începi să respiri. Începi să respiri duhovnicește. Începi să te așezi altfel înaintea lui Dumnezeu. Începi să conștientizezi că Dumnezeu este ca aerul pentru tine și că viața ta depinde de El. Și părtășia cu Duhul în care intri devine, deci practic tot ceea ce ține de sărăcia cu Duhul se transformă la 180 de grade din momentul acela. Da, părinte, profesor, mulțumim pentru minunatele învățături împărtășite și experiențe din această seară. Mulțumim că ne-ați îndemnat să punem temelie serioasă vieții noastre duhovnicești, temelie pe stâncă vieții noastre în general și iată, dragii noștri telespectatori, că nu avem decât să citim paginile Sfintei Scripturi, să aflăm învățătură de folos pentru binele nostru vremelnic și veșnic. Vă mulțumim, părinte profesor Constantin Jinga, și vă mai așteptăm totdeauna cu drag în emisiunea noastră. Mulțumesc și eu și Doamne ajută! Doamne ajută! Dragii noștri, vă lăsăm cu bine, ne revedem peste o săptămână. Doamne ajută!